Vrednic ești de cinste și închinare, ridicăm mâinile noastre, înălțăm numele Tău. Vrednic ești de cinste și închinare, ridicăm mâinile noastre, înălțăm numele Tău. Ce mare ești și ce mari nu-mi faci Tu, și ca Tine altul noi, și ca Tine altul noi. Ce mare ești și ce mari nu-mi faci Tu, și ca Tine altul noi, și ca Tine altul noi. Ce mare ești! Vrem să spunem lumii despre Tine, un prin moartea Ta pe cruce tuturor ne-a arătat. Vrem să spunem lumii despre Tine, prin moartea Ta pe cruce tuturor ne-a arătat. Ce mare ești și ce mari nu-mi faci Tu, și ca Tine altul noi, și ca Tine altul noi. Ce mare ești și ce mari nu-mi faci Tu, și ca Tine altul noi, și ca Tine altul noi. Ce mare ești, ce mare ești, și ce mari minuni faci Tu, și ca Tine altul noi, și ca Tine altul noi. Ce mare ești și ce mari minuni faci Tu, și ca Tine altul noi, și ca Tine altul noi. Ce mare ești, ce mare ești, Domnule. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. În fața Ta ne închinăm, pe Tine Te recunoaștem și pe Tine Te proclamăm. Ești Tatăl nostru și ești în ceruri, slavă numelui Tău. De aici, din locul acesta, strânși în numele Tău, cerem să ne binecuvintezi. Cer să binecuvintezi tot ce se întâmplă în locul acesta, pe cei care ascultă, pe cei care cântă și pe robul Tău care va propovădui Evanghelia. Binecuvântă-i, Doamne! Lasă împrospătarea adusă de Duhul Sfânt și înviorarea în fiecare inimă. Te rog, binecuvântă toți copiii, binecuvântă părinții, binecuvântă pe cei în vârstă, binecuvântă această localitate, orașul Miercurea Sibiului, binecuvântă
reprezintă organele de conducere, poliția și toată administrația. Lasă binecuvântarea ta și peste câmp și peste ograda fiecăruia. Fie privirea ta întinsă ca să facă bine și acestei localități. Ne închinăm în fața ta așteptând îndurare, Doamne, și cum așteaptă pământul însetat ploaie, te rugăm, binecuvântă-ne și cu ploaie, Doamne. Zilele următoare să fie un semn al îndurării tale peste noi, Doamne. Binecuvântă și inimile noastre cu înviorarea ta prin Duhul tău cel sfânt. Și în toate lucrurile vrem să te slăvim pe tine. Fie sub privirea ta inimile noastre, fie sub privirea ta slujba noastră, fie sub privirea ta viața și casele noastre. Și în toate lucrurile să fie înălțat numele tău, Dumnezeule Tată, în numele Domnului Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Pentru tine, Domnul meu,
să-ți înalțe osanale către tine cel mai mare Dumnezeu. Haideți să cântăm împreună. O inimă în care răutatea să nu stea, o inimă în care să domnești eu aș vrea. Către tine cel mai mare Dumnezeu. Inima în care răutatea să nu stea, o inimă în care să domnești eu aș vrea. O inimă deschisă pentru tine, Domnul meu, să-ți înalțe osanale către tine cel mai mare Dumnezeu. Către tine cel mai mare înțelepciunea lor și nu se bizuiesc pe puterea lor. Dar noi ne bizuim, dar noi ne bizuim, dar noi ne bizuim pe puterea Domnului și mă ridic în numele lui Iisus. Mă ridic ca un steag de biruință mânat și nu voi renunța, știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca un steag de biruință mă-nalt. Și nu voi renunța, știu că Domnul e de partea mea. Dacă cei din jur mă vor prigoni, eu știu că mâna ta mă va sprijini. Doar brațul tău cel sfânt, doar brațul tău cel sfânt, doar brațul tău cel sfânt mă va ridica. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca un seac de biruință mă-nalt. Și nu voi renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca un seac de biruință mă-nalt. Și nu voi renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Aleluia ție, Doamne! Vrem să cântăm Domnului din toată inima. Să spunem că vrem să ne ridicăm astăzi în numele Domnului. Dacă ești căzut și vrei să te ridici, în putere ai slăbit și nu mai poți păși, ridică privirea sus, El nu te va lăsa. El așteaptă ca să-i spui, mă voi ridica. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca un steag de biruință mă-nalt. Și nu voi renunța, știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic
În numele lui Iisus mă ridic, ca un seac de viruință mă-nalt. Și nu vor renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic, și mă ridic. Numele lui Iisus mă ridic, ca un seac de viruință mă-nalt. Și nu vor renunța, știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic, în numele lui Iisus mă ridic, ca un seac de biruință mă-nalt. Și nu vor renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, inima mea, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Am o rană în suflet și e rană grea, numai Tu, Iisuse, mi-o poți vindeca. Rana mă apasă și e tare grea, numai Tu, Iisuse, mi-o poți vindeca. Inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Stăm împreună! Inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Nu Te-am știut, Doamne, nu Te-am cunoscut, rătăceam în lume zi de zi mai mult. Iar acum, Doamne, vin să-Ți mulțumesc, L-ai făcut pe Iisus Salvator ceresc. Inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Am umblat în lume și-am fost rătăcit, iar satana, Doamne, mult m-a mai lovit. Nu Te-am știut, Doamne, nu Te-am cunoscut, rătăceam în lume zi de zi mai mult. Inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, cea ta, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Cântăm împreună. Inima mea, inima mea, strigă într-una, Doamne, Iisus, nu mă lăsa. Inima mea, inima mea,
De când m-am pocăit, sunt cel mai fericit, căci numele mi-e scris în cerul. Spre cer călătoresc, la Domnul mă gândesc și despre el la toți mărturisesc. Domnul e păstorul meu, nu mă tem de niciun rău, la izvoare sunt condus, minunat al meu Iisus. Fie ploaie, fie vânt, în furtună am un scut, Domnul e păstorul meu. Fie ploaie, fie vânt, în furtună am un scut, Domnul e păstorul meu. Fie ploaie, fie vânt, în furtună am un scut, Domnul e păstorul meu. Fie ploaie, fie vânt, în furtună am un scut, Domnul e păstorul Iisus, El m-a iertat și sunt cel mai bogat, comoara mea e acolo, în cerul. Spre cer călătoresc, la Domnul mă gândesc și despre El la toți mărturisesc. Domnul e păstorul meu, nu mă tem de niciun rău, la izvoare sunt condus, minunat al meu Iisus. Fie ploaie, fie vânt, în furtună am un scut, Domnul e păstorul meu. Fie ploaie, fie vânt, în furtună am un scut, Domnul e păstorul meu. Fie ploaie, fie vânt, în furtună am un scut, Domnul e păstorul meu. Fie ploaie, fie vânt, în furtună am un scut, Domnul e păstorul meu. Harul meu e plin, cu tine e senin, și îndurarea mă soțește. Dar eu cât voi trăi, cu tine voi birui, să ajung la tine, Doamne, în veșnicii. Domnul e păstorul meu și-al tău, nu mă tem de niciun rău, la izvoare sunt condus, minunat al meu Iisus. Fie ploaie, fie vânt, fie ploaie, fie vânt, în furtună am un scut, Domnul e păstorul meu. Fie ploaie, fie vânt, în furtună am un scut, Domnul e păstorul meu. Lăudați să fie numele Domnului. În după masa aceasta nu vrem nimic altceva aici decât prezența lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Lui. Ne-am adunat aici în numele Domnului nostru Iisus Hristos și cred că simțiți și dumneavoastră prezența Lui aici. El este Cel care poate să dea mângâiere, să dea eliberare, să vă aducă adevărata bucurie în inimă. Cântarea pe care vrem să o cântăm spune: dă-mi dragoste, Iisuse, ca să-mi iubesc aproapele.
căci fără dragostea ta, Doamne, nu voi putea înainta. Și adevărat, căci fără dragostea lui Dumnezeu, noi nu putem să facem nimic. De aceea, Domnul să lase dragostea lui peste noi astăzi aici. Amin. Dă-mi dragoste, Iisuse, să-mi iubesc aproapele, căci dacă n-am dragostea ta, voi putea înainta. Dă-mi dragoste, Iisuse, să-mi iubesc aproapele, căci dacă n-am dragostea ta, nu voi putea. Căci fără dragostea ta, eu nu sunt nimic. Căci fără dragostea ta, sunt un om pierdut. Chiar dacă mi-aș da să fie tribulat și de n-am dragoste, la ce folosește? Căci fără dragostea ta, eu nu sunt nimic. Căci fără dragostea ta, sunt un om pierdut. Chiar dacă mi-aș da să fie trupul n-am dragoste, la ce folosește? Chiar dacă fac milosenii, la nimic nu mi-ar folosi. Eu, dacă n-am dragostea ta, în zadar va fi toată truda mea. Chiar dacă fac milosenii, la nimic nu mi-ar folosi. Eu, dacă n-am dragostea ta, nu voi putea înainta. Căci fără dragostea ta, eu nu sunt. Căci fără dragostea ta, sunt un om pierdut. Chiar dacă mi-aș da să fie trupul las, și de n-am dragoste, la ce-mi folosește? Căci fără dragostea ta, eu nu sunt nimic. Căci fără dragostea ta, sunt un om pierdut.
chiar dacă mi-a stat să fie trupul și de n-am dragoste, la ce folosește?
să-mi aline inima. Aceasta este dragostea, vin în ajutor, te vindecă, te ridică, blândul meu păstor. Viața mea și văd ce mult mi-a demonstrat, că tot ce am din mâna ta am căpătat. Nimic nu e mai scump decât ce tu mi-ai dăruit. Salvarea prin Iisus e pentru mine s-a jertfit. Te iubesc, te iubesc, că-și mi-ai dat viața, mântuirea fără să plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, Domnul meu, că-și mi-ai dat viață, mântuirea fără s-o plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Și înțeleg că aici nu voi mai sta prea mult. Aleluia! Iisus mi-a pregătit un loc unde mă duc. Dar până atunci ajută-mi, Tată, să nu obosesc. Puternic în credință, firea vreau să o biruiesc. Că-și mi-ai dat viață, mântuirea
fără să o plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, iubesc. Că-și mi-ai dat viață, mântuirea fără să o plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Vrem să cântăm din toată inima noastră, spune-mi. Te iubesc, Iisus, te iubesc. Haideți să spunem din toată inima noastră. Că-ți mi-ai dat viață, mântuire fără să o plătesc. Te iubesc, Iisus, te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Dar voi cântați, te iubesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Că-și mi-ai dat viață, mântuirea fără s-o plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Amin. Și dacă îl iubim pe Domnul Iisus Hristos din toată inima noastră, să spunem în aceste momente cu toții, lăudat să fie numele Domnului. Am dorit după aceste momente înălțătoare, prin cântare de laudă, la adresa celui ce-l iubim, să ne apropiem de cuvântul Scripturilor, cu dorința profundă ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Amin? De aceea, cei care aveți Biblia, vă invit ca să o deschidem împreună, la Evanghelia după Luca, capitolul 10, de la versetul 25 la versetul 37, voi citi un pasaj biblic care are intitulația Pilda Samariteanului. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege, cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, care vroia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot
Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritian, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat, i-a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el a răspuns învățătorul legii, du-te și fă și tu la fel. I-a spus Iisus, amin. Iubiții Domnului, ne bucurăm pentru seara aceasta binecuvântată pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi, să fim din nou pe acest platou frumos în orașul Mercurea Sibiului. Pe toți care ați venit în locul acesta și ați îndurat arșița aceasta toridă de vară, doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am cântat împreună aceste cântări minunate și vreau să vă spun că ultima cântare pe care preiubiții frați au cântat-o m-a provocat ca să citesc pasajul acesta pentru că în inima mea se dădea o luptă în privința textului pe care să-l citesc în această seară și prin care să vă captez atenția, pentru că asta mă interesează și doresc ca să fiți cu luarea minte, să fiți receptivi la cuvântul lui Dumnezeu și tot să plecăm din locul acesta acasă transformați, să plecăm schimbați de puterea Evangheliei. Amin? Vedeți, în pasajul acesta biblic, un lider religios al vremii respective, un fariseu, a venit la Fiul lui Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos, dar nu cu gând curat, ci a venit cu dorința să-L ispitească pe Domnul Iisus. Îmi place să cred că toți care ați venit în seara asta, ați venit cu dorință sinceră. Eu nu vă cunosc pentru că sunt om ca și voi, sunt limitat. Dar cel ce ne cunoaște întru totul, nici măcar cuvântul, înainte ca să ne iese pe buze, el îl știe, este Dumnezeu. Ei, omul acesta a venit cu o dorință care n-a fost bună, cu o dorință negativă, dar cu toate acestea a pus întrebarea întrebărilor, cea mai importantă întrebare pentru noi oamenii călătorii din lumea asta. Și anume, a zis el, învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața care? Veșnică. Vă interesează și pe dumneavoastră viața veșnică? Oricum viața asta trece, așa-i? Parcă vedem cum alunecă așa se duce printre degete. Parcă mai ieri era începutul acestui an 2015 și deja am trecut de jumătatea lui, suntem în luna august și foarte curând o să ajungem la finalul acestui an, pentru că vedem că în vremea noastră timpul trece cu o repeziciune maximă. E bine, dragii mei, cel mai în măsură ca să vorbească despre viața veșnică este Fiul lui Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos. Și ce a răspuns el? E demn de luat în considerare. Niciun om din lumea asta nu poate să vorbească mai bine despre viața de dincolo decât el, pentru că el a venit de acolo, el. El, Hristos, a spus la un moment dat, mă duc pe pământ, vin să fac voia ta, Dumnezeule, pentru că în sulul cărții sfinte este scris despre mine. Și a venit el din cerurile preanalte, a venit în lumea noastră, s-a întrupat prin Fecioara Maria și a locuit printre oameni plin de har și plin de adevăr. A trăit o viață exemplară, model și a sfârșit-o la Golgota, pe cruce, așa cum aminteam aseară,
dându-și viața, pentru ca cine crede în jertfa Lui, îl acceptă, îl primește în viața Lui ca Domn și Mântuitor, să poată să fie mântuit. Doamne, mă rog în seara asta aici, la Miercurea Sibiului, să fie seara cercetării, seara iertării, seara mântuirii, pentru că cel ce poate să ierte și să mântuiască este Fiul lui Dumnezeu, glorie Lui în vecii vecilor. Și uitați-vă răspunsul central la această întrebare extrem de importantă, întrebarea asta, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, răspunsul central este acesta, ce au cântat frații, te iubesc. Adică răspunsul central este acesta, să iubești. Pentru că dragostea asta, care nu pierde niciodată, acum dar rămân acestea trei, 1 Corinteni, capitolul 13, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare este dragostea, pentru că dragostea este Dumnezeu, vine de la Dumnezeu. Amin? Ei, și Domnul vine și spune, asta distingem din pasajul citit, cine vrea ca să ajungă în cer, cine vrea să moștenească viața veșnică, trebuie să iubească cu adevărat. Dar ce să iubim? Am vrea să vedem în seara asta ce trebuie ca să iubim. Cu adevărat. Cu dragostea asta de la Dumnezeu, care e darul lui Dumnezeu, ca să putem să ne împlinim dorința asta minunată. Când vom ajunge la sfârșitul vieții sau când Dumnezeu va pune punct lumea acesteia, noi să fim mântuiți lui Iisus Hristos. Amin? Doamne ajută-ne în privința asta. Primul lucru pe care trebuie ca să-L iubim, îi spune Domnul Iisus acestui fariseu în felul următor, cum citești, unde? În lege. Primul lucru pe care trebuie ca să-L iubim, ca să ajungem să moștenim viața veșnică, este legea lui Dumnezeu, este cartea asta scumpă din care am citit, Biblia, cartea vieții, cartea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că fără de Evanghelia asta în viața noastră, dacă noi iubim din toată inima, noi nu putem să vedem cerul. Spunea Apostolul Pavel, fraților, vă fac cunoscută Evanghelia pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dacă o păstrați așa cum v-a fost vestită, cum v-a fost propovăduită, altfel degeaba ați crezut. Va trebui să iubim cartea asta, să iubim Evanghelia. Pentru că Evanghelia aceasta are putere, nu așa cântau frații? Așa am cântat și aseară. Evanghelia are putere. Evanghelia nici când nu piere. Pentru că la început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Vor trece toate lucrurile astea, Evanghelia rămâne. Apostolul Pavel spune în Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 16, căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. O, mă rog ca puterea Evangheliei în seara asta să cerceteze fiecare inimă, să străpungă fiecare inimă, să schimbe, să transforme orice inimă, pentru că Evanghelia are putere. Eu sunt slab, sunt un om, frații de asemenea, dar Evanghelia are putere, amin? Are putere de mântuire, oameni buni. Într-o zi, un ministru de finanțe al Etiopiei s-a uitat la ceea ce venerau etiopienii, cei din neamul lui, aveau un zeu la care se închinau și aduceau ofrande, o vacă turnată de aur, pe care oamenii din vremea aceea o venerau. Nu vă mirați, pentru că și astăzi sunt popoare, nu? Spre exemplu, India e o țară unde oamenii venerează vacile. Îmi spunea cineva care a vizitat India, dacă doarme în stradă, nu-i ca la noi, că o dai din drum să treci cu mașina. Nimeni n-are voie să o deranjeze. Și omul ăsta, dacă a ajuns ministru de finanțe să administreze finanțele unei țări, a fost om cu minte în cap. Și într-o zi s-a întrebat, oare cine a creat cerul și pământul acesta și toate lucrurile funcționează într-o ordine extraordinară?
sistemul acela planetar, soarele care își face treaba, răsare dintr-un loc și apune, uitați-vă îndată, se duce jos să avem răcoare. Cine îl direcționează? Nu se mișcă deloc de la locul lui. Există o mână creatoare. Și în inima lui a încolțit dorința să-l caute pe acest Dumnezeu și face o expediție, face o călătorie până la Ierusalim, pentru că a auzit că evreii slujesc pe Dumnezeul adevărat, cel care a creat totul, care are toată puterea în ceruri sus și jos pe pământ. Și a plecat la templu. Noi ne plângem că e soare, că e cald. Dar ne-am deplasat de la Suceava și de la Galați la voi cu mașinile. Și avem și climă în ele. Slavă Domnului pentru asta. Dar știți cum a venit ministrul ăsta de finanțe? Vă spun eu, cu carul. Probabil de la Addis Abeba și până la Ierusalim, peste 3.000 de kilometri, peste 3.000 de kilometri în căruță. Dar atât de mare era dorința căutării lui după Dumnezeul, căuta pe Dumnezeu din toată inima, dorea să se întâlnească cu el. Și când într-un final, după călătoria asta istovitoare, ajunge acolo, nu ia de la Ierusalim apă sfințită din Iordan și mir de nar. Nu. Ia de acolo o carte vechi testamentală, cartea profetului Isaia. Și omul acesta de această carte se îndrăgostește. Mergea către casă în drumul lui și Dumnezeu a văzut cât de mult iubește cartea asta. Pentru că cartea profetului Isaia, dacă vreți, este o Biblie mai mică, în miniatură. Dacă Biblia mare are 66 de cărți, cartea profetului Isaia are 66 de capitole. Isaia este considerat profetul, evanghelistul Vechiului Testament. Era atât de îndrăgostit de cartea asta, încât atunci când l-a ajuns Filip, trecuse în studiu de jumătatea cărții, citea la capitolul 53, era îndrăgostit, o iubea, era însetat după cartea asta. Dumnezeu a văzut dragostea lui pentru această carte sfântă și îl trimite pe Filip, spune, du-te pe drumul care e pustiu, care se coboară de la Ierusalim la Gaza, pentru că am nevoie de tine. Ajunge Filip, carul acela, a trebuit ca robul Domnului să depună un efort considerabil. Și uitați-vă, alerga paralel cu trăsura aceea. Ministrul de finanțe, sub umbrelă la umbră, citea din carte și Filip, robul Domnului, alerga pe lângă car. Și intră în dialog și spune, Domnule, dumneata înțelege ce citești în carte? Vă dați seama cât de smerit a fost acest om? Pentru că putea să spună, măi, și chiar dacă nu înțeleg, cu ce ai putea tu să mă ajuți? Tu te-ai uitat în oglindă cum arăți? Pentru că alergând a transpirat praful de pe drum, s-a așezat pe el. Putea să spună plin de sine, păi știi cu cine stai de vorbă? Dă-mi voie să-ți arăt cartea mea de vizită. Eu sunt ministru de finanțe la împărăteasa Candaciei Etiopiei. Dar omul ăsta a fost așa de smerit. Biblia spune că Dumnezeu celor smeriți le dă ce? Har! Har! Și aș vrea în seara asta harul mântuirii să coboare peste platoul acesta, amin? A zis, cum aș putea să înțeleg dacă nu m-ar călăuzi, dacă nu m-ar ajuta cineva? A oprit trăsura, îl poftește pe Filip lângă el, avea o dilemă. Zice el, te rog, spune-mi, autorul acestei cărți aici vorbește despre el sau despre o altă persoană? Și Isaia 53 îl descrie pe Domnul Iisus, descrie suferința lui, moartea lui. Așa începe Isaia 53. Cine a crezut în ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut ca o draslă slabă înaintea noastră, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, atât de disprețuit că îți întorceai privirile de la el. Noi am crezut că e lovit, că e pedepsit de Dumnezeu pentru păcatele lui, dar el a luat asupra sa păcatele mele, păcatele voastre. El n-a avut niciun păcat, el este sfânt din veșnicie în veșnicie, din toată inima spunem glorie Domnului Iisus, aleluia, trăiască regele regilor, mărire Fiului Dumnezeu. Și a vorbit în ziua aceea,
slujitorul domnului Filip, acestui ministru de finanțe, despre Hristos. Nu i-a vorbit despre religia iudaică. Băi, dacă nu aderi la religia noastră, n-ai nicio șansă, ești pierdut. Nu! I-a vorbit în ziua aceea despre cel care poate să ierte și să mântuiască. Și această persoană este Fiul lui Dumnezeu, Iisus. I-a vorbit despre nevoia de a încheia un legământ cu cerul, de a se boteza la maturitate. Pentru că omul ăsta a văzut o apă curgătoare și când a văzut-o, extaziat, plin de bucurie, a strigat: uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi cum? Din toată inima ta se poate. O oprit trăsura, Filip l-a botezat pe acest ministru de finanțe și se încheie pasajul din Faptele Apostolilor, capitolul 8. El și-a urmat drumul către casă, către țara lui, către Etiopia, plin de bucurie. Pentru că în momentul acela peste el a venit bucuria mântuirii. Doamne, lasă peste noi în această seară bucuria mântuirii tale. Amin? Da, va trebui ca să iubim cartea asta, să iubim cartea legii, să iubim legea lui Dumnezeu, să iubim Biblia, Sfânta Scriptură. Amin? Știți că dacă poporul român ar citi în fiecare zi măcar câte un capitol din Biblie, lumea asta ar fi mai bună? Știți că închisorile ar fi mai libere, mai goale? Purtăm numele de creștini, dar din păcate trăim un creștinism fără Biblie. Și dacă nu iubim cartea asta, dacă nu iubim legea lui Dumnezeu, ascultați-mi bine, nu putem să vedem cerul, nu putem să moștenim viața veșnică. Doamne, ajută-ne să iubim cuvântul Tău. Ce har pentru noi românii! Sunt atâtea țări în vremea asta prigonite. Sunt frați de-ai noștri care ar dori să aibă parte de libertatea asta. Citeam o întâmplare care m-a sensibilizat până la lacrimi. În China, undeva la periferia Beijingului, într-o casă mai izolată, se întâlnea un grup de creștini, de credincioși evanghelici. Și acolo în fiecare seară aveau părtășie, se rugau, stăteau înaintea Domnului, însă cineva a mers la poliție și a anunțat. Și au fost prinși, a venit poliția, organele legii, au intrat în acea încăpere. Era cineva, un frate care stătea la masă cu Biblia deschisă, citea un psalm ca să facă o rugăciune și când au intrat organele legii au zis: v-am prins. A plecat la masa aceea, a luat Biblia de acolo, s-a îndreptat cu ea către ușă, a scuipat Biblia, a călcat-o în picioare cu bocancii lui și a zis aceste cuvinte: cine face cum am făcut eu, se duce acasă liber la familie, cine nu, va ajunge la temniță. Și asta înseamnă sfârșitul. O frică i-a cuprins pe marea majoritate. Nimeni nu îndrăznea ca să ia primul atitudine, pentru că conta foarte mult ce face prima persoană. Și din rândul credincioșilor se desprinde o tânără, o fată de 17 ani. Toți ochii erau ațintiți la ea. S-a dus acolo lângă Biblia, îngenunchiat, a luat cartea asta lui Dumnezeu, cartea legii, și unde a scuipat și a călcat în picioare organul legii, i-a luat și a sărutat. A pus Biblia asta la piept lângă inimă și a zis: cum să calc eu în picioare cartea asta care mi-a schimbat viața? Asta e cartea lui Dumnezeu. În următoarele momente s-au descărcat în ceafă ei automatul, două gloanțe care au străpuns ceafa și tânăra asta a murit pe loc. Dar ce tablou frumos, a murit având cea mai scumpă, cea mai dragă și importantă carte lângă inimă. Pentru că spunea Domnul Iisus, cine caută ca să-și scape viața asta, o va pierde pe cealaltă. Oameni buni, îndemnul meu pentru voi este acesta, să iubim cartea legii. Amin? Pentru că fără de asta nu putem să vedem cerul. În al doilea rând, va trebui ca să îl iubim și pe Dumnezeu. Sunteți de acord? Spune aici Domnul Iisus fariseului: care-i prima poruncă din lege? Știți cum o știa el? Cum știm noi Tatăl nostru?
Ați văzut că l-am zis toți, de la mic la mare, pentru că cine nu știe rugăciunea asta? Din copilărie, de la 3-4 anișori, tot o rostim. Fiecare seară. Așa a zis el. Ascultă, Israele, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cum? Din toată inima ta, cu toată puterea ta, din tot cugetul tău, cu tot sufletul tău. Va trebui să iubim cartea asta a legii în primul rând, ca să avem viață veșnică, dar va trebui ca să iubim în al doilea rând pe Dumnezeu. Vreau să vă întreb în seara asta, îl iubiți pe Dumnezeu? Dumnezeu însă nu vrea o dragoste de asta formală. Pentru că oamenii îl iubesc pe Dumnezeu foarte mulți dintre ei, știți cum? Cu gura. Te iubesc, Doamne, ce mă costă? Doamne, te iubesc. Spunea Domnul Iisus la un moment dat despre evrei, despre poporul Israel, norodul acesta mă cinstește cu ce? Cu buzele, cu gura. Dar cu inima lui, unde-i? Hei, kilometri! Kilometri! De-aia spune Domnul aici, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu toată puterea ta. Sunt atâția oameni care vor ca să-L cumpere pe Dumnezeu cu vorba, Dumnezeu nu se lasă. Știți că a venit un tânăr la Domnul Iisus foarte bine intenționat și la fel a pus întrebarea asta, s-a plecat pe genunchi și a zis el, bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Păi eu pe ăsta luam membru la mine în biserică. Auzi, și tânăr și frumos și bogat și manierat să pleacă pe genunchi, uite ce frumos vorbește, n-o zis el Iisuse sau n-o zis el Galileanule. Zice, bunule învățător. Și cu toate acestea, Domnul Iisus îl bruschează verbal și spune așa pe un ton destul de rece, de rigid, pentru ce mă numești pe mine tu bun? Păi ce, vrea să te numesc rău? Adică n-avea dreptate tânărul ăsta, nu-i Domnul Iisus bun? Că Domnul Iisus vede și spune, unul singur este bun, Dumnezeu. Dar în altă parte spune Domnul Iisus lui Filip, ucenicul, eu cu Tatăl suntem una, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut și pe Tatăl, pe Dumnezeu. Și atunci de ce îl bruschează în felul ăsta pe acest tânăr? De ce? Pentru că Domnul a văzut intenția lui clară, el dorea să-L cucerească pe Domnul Iisus, să-L impresioneze cu vorba. Dumnezeu nu poate fi impresionat cu vorba. Dumnezeu vrea și așteaptă să fie impresionat cu viața noastră. Amin? Nu să spunem Doamne, Doamne și atât. Dumnezeu vrea în vremea asta ca să trăim pentru El. Să-L iubim cu fapta, să-L iubim prin ceea ce facem. Să nu fim creștini cu numele, să fim creștini copii ai lui Dumnezeu cu viața trăită. Nu creștini de duminică sau de Paști, de Crăciun. Să fim creștini de fiecare zi. Amin? De luni până duminică, de luni până duminică. 365 de zile pe an. Asta așteaptă Dumnezeu de la mine și de la voi. Asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu. Și Petru odată i-a spus Domnul Iisus, te iubesc. Te iubesc, Iisuse. Așa că m-au gândat frații. O zice și el, zice, pe mine nu mă băga la un loc cu ăștia. Dacă tu spui că toți vor găsi o pricină de poticnire și te vor părăsi noaptea, asta e problema lor. Dar eu nu-s ca ei, Doamne Iisuse. Eu pentru tine sunt gata ca să merg până unde? Până la moarte. Adică trebuie să-mi dau viața pentru tine? Viața mea e nimic fără tine. Pentru tine îs gata o să o dau în orice clipă. O, ce vitează-i, Petru. Spune Domnul Iisus, Petre, înainte să cânte cocoșul în seara asta, tu o să te lepezi de mine, nu odată, ca să spui așa că a fost o mică scăpare, o alunecare, o slăbiciune. Tu te vei lepăda de mine de 3 ori la rând. S-a întâmplat așa? Da. S-a lepădat chiar și în fața unei femei care a zis, o, te cunosc și tu ai fost cu Galileanu.
Și tu ești unul dintre ei, pentru că până și vorbele te dau de gol. Tu ai fost cu el. Și Petru a zis, vă jur, oameni buni, eu nu-l cunosc pe omul ăsta, pe Iisus, pe Galileanu, n-am nicio treabă cu el. Și în urmă cu câteva ceasuri, Dumnezeu a zis, te iubesc, Iisuse, până la moarte. Și a treia oară când s-a lepădat, a cântat cocoșul. Și spune Biblia, privirea lui Petru s-a intersectat cu privirea Domnului Iisus Hristos și a adus aminte de vorbele pe care le-a spus Domnul Iisus, Domnul vieții, și Petru a ieșit afară și a plâns cum? Cu amară. Încă o dată Iisus Hristos a avut dreptate. Dar când n-are el dreptate? N-are dreptate când ne spune, omule, pocăiește-te, slujește mie. Vrei în casa ta să fie colț de rai? Vrei în casa ta să nu mai fie alcool, să nu mai fie certuri, să nu mai fie dezbinare, să nu mai fie țigară, să nu mai fie păcat? Omule, slujește mie. Când n-are dreptate Iisus Hristos? Că El are dreptate totdeauna. Eu am toată puterea ca să spun în seara aceasta din toată inima, lăudat să fie Domnul Iisus Hristos. După înviere la Marea Tiberiadei, se întâlnesc parte din ucenici cu Domnul Iisus. Și după ce ascultă de glasul lui, care le-a cerut să arunce mreaja în partea dreapta cu rabii și au prins 153 de peșmari, ucenicul pe care îl iubea Domnul Iisus, Ioan, a strigat cu putere, este Domnul Iisus. Și Petru se duce la el pentru că are ceva dereglat. Și din nou se întâlnesc cei doi. Și îl întreabă Domnul Iisus, Petre, tu mă iubești pe mine? Pentru că așa i-a spus. Și el spune cu voce aproape stinsă, te iubesc, Doamne. Păi dacă ai așa, Petre, demonstrează, paște melușeii mei. De trei ori s-a lepădat, de trei ori l-a întrebat, a doua oară, Petre, tu chiar mă iubești? El înțelege aluzia. Și mai stins spune, Doamne Iisuse, te iubesc. Păi atunci paște oițele mele. Petre, tu mă iubești chiar mai mult decât toți ăștia, pentru că așa ai zis într-o zi. Și prăbușit efectiv, a zis Petru, Doamne, tu le știi pe câte? Pe toate. Știi cât de mult te iubesc. Petre, paște oile mele. Pentru că înainte să ne ceară să-L iubim noi pe El, Dumnezeu ne-a iubit pe noi. Sunteți de acord? Puteți să spuneți în seara asta, aleluia? Ioan 3 cu 16 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu ce? Lumea asta. Dar cum, cu vorbe? Dacă ne spune Iisus, vă iubesc, dar descurcați-vă, e treaba voastră cum. Găsiți voi o soluție. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a trimis din cer ce a avut mai scump, ar fi putut să trimită unul din miliardele de îngeri, mai rămâneau suficienți. Ar fi putut să rămână, să trimită un serafim, un heruvim, tot mai rămâneau. Unul din cei 24 de bătrâni, mai rămâneau 23, dar a avut un singur fiu, pe Iisus Hristos, și l-a trimis în lumea noastră ca să moară pe cruce. Oamenii să-și bată joc de el, pentru că Dumnezeu ne-a iubit nu cu vorba, ne-a iubit cu fapta, a demonstrat-o. Lăudat să fie Domnul! Dacă El a demonstrat-o, va trebui ca să demonstrăm și noi. Învățătorule, Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iubiți! Dar ce să iubim? Iubiți cartea asta! Iubiți cartea asta sfântă! Iubiți Evanghelia! Pentru că Evanghelia, da, Evanghelia are putere de schimbare, de transformare, de mântuire. Iubiți-L pe Domnul, dar nu cu gura. Nu te iubesc, Doamne, și L-a furat. Nu te iubesc, Doamne, și L-a păcat. Doamne, te iubesc, dar vreau să trăiesc pentru slava și gloria Ta. Vreau să calc pe urmele Tale, pe calea pe care mi-ai trasat-o către împărăția slăvită. Să te iubesc cu viața trăită, amin? Spunea un mare misionar discipolului său, du-te în lumea asta și vestește Evanghelia, dar să folosești cuvinte numai când va trebui și cât va trebui.
Vestește Evanghelia cu viața trăită. Ne-am săturat de un creștinism de formă. Numai să ne numim creștini și să nu fim. Pentru că nu e important cum te numești, important este ce ești, ce trăiești. Și vrem ca să trăim cu adevărat ca copii ai Domnului, că Dumnezeu ne-a dat cel mai mare drept în universul acesta să ne numim copiii Lui și suntem. Aleluia Domnului! Trăiască Regele Regilor astăzi și întotdeauna. Amin? În al treilea rând, ce să iubim? Spune acolo cuvântul Domnului, continua de fapt porunca întâi, iubiți-L pe Dumnezeu și iubește-L pe aproapele tău, cum? Ca pe tine însuți. Ăsta deștept, grozav de deștept. Că dacă tăceai era bine, nu? Avem noi un proverb, o zicală, dacă tăceai, înțelept te numeai. De ăsta ca să se îndreptățească, zice, bine, bine, învățătorule, dar cine e aproapele meu? Și în contextul ăsta, Domnul Iisus rostește pilda asta a samariteanului. Cu acest om care mergea singur pe acest drum și o bandă de tâlhari l-a costat, l-a jefuit de tot ce avea, l-a dezbrăcat, dacă îl lăsa așa, mai era cum mai era, dar după ce l-au deposedat de tot ce aveau, l-au bătut într-un mod groaznic, l-au lăsat prăbușit lângă drum, aproape mort. Și când Iisus vorbea întotdeauna, El vorbea ca unul care avea putere, El capta noroadele, pentru că niciodată nimeni n-a vorbit ca Iisus Hristos. El este unic, El este Domnul Domnilor. Toți așteptau ce o să se întâmple, cine intervine, cine-l ajută pe muribundul ăsta. Și trece pe acolo și preotul, trece pe acolo și levitul și fiecare își vede de drumul lui. Dar trece un samaritean. Un om care se afla în călătoria lui, care avea treaba lui, care avea business-ul lui, un om care ca și noi era presat de timp, dar care s-a gândit dacă omul acesta care are puțin puls aici, eu nu-l ajut, omul ăsta moare și o viața unui om e mai importantă decât toate afacerile mele, decât toate preocupările mele. Și se oprește pe loc, se dă jos, îi dă apă ca să bea, îi leagă rănile și nu-l lasă acolo în praful drumului, în soarele torid, îl pune pe asin și îl duce la Han. Spune angiului, te ocupi de el, îi schimbi pansamentul, îi dai să mănânce, te ocupi de el să se facă bine. Și scoate din buzunarul lui, scoate 2 lei și dă angiului ca să se ocupe de el în modul cel mai potrivit. Și întreabă Domnul Iisus din ăștia 3, care ți se pare ție că a dat dovadă, că a demonstrat că iubește pe cel căzut, iubește pe aproape? Știți ce o zis fariseu? O zis samariteanul? Nu, că își pângărea buzele, ferească Dumnezeu. Cum să fac el păcatul ăsta? Era greu să-și rostească numele ăsta, a zis, cel ce și-a făcut milă cu el. Păi du-te și tu, fă la fel. Fă la fel. Și vei avea viață veșnică. Poate te întreb în această seară, cine e aproapele meu? Dă-mi voie să spun, orice om care are nevoie de ajutorul tău, întinde mâna și fă un bine în numele Domnului Iisus. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dar știi ce te îndemn eu? Începe în cei cu cei din casa ta. Nu-i bun? Știți că am întâlnit părinți, am întâlnit mame care lăcrimau și spuneau, am copii care au plecat în străinătate și de ani de zile nu mi-au mai dat un telefon. Numai eu știu cum am muncit cu 2 palme ca să-i cresc, să-i por la școli. De câte ori i-am vegheat nopțile, am stat la capul lor să se facă bine și mi-au întors spatele. Un vecin de-al meu, i-a murit mama și nici măcar n-a venit la mormântare să o vadă, să o conducă pe ultimul drum. Dacă nu din respect pentru ea, și pentru Dumnezeu, de rușinea oamenilor măcar. Îmi povestea tatăl său cu lacrimi, zice, m-a durut aproape mai mult decât dispariția soției mele. Numai noi știm cât de greu i-am crescut pe toți copiii și l-am purtat la liceu,
cu salarul meu de la CFR și n-a venit măcar ca să-și conducă mama pe ultimul drum. Eram într-o zi în Suceava la un magazin și am văzut acolo o bătrână, o femeie de vreo 70 de ani, mi-am dat seama că nu e o cerșătoare de asta de stradă normală. Pentru că am și eu feeling-ul meu, îi cunosc pe oameni. Am văzut-o pe această femeie, mi-am dat seama că e o femeie care se confruntă cu o situație grea, cu o problemă deosebită. Să întindă mâna, să nu întindă mâna, parcă n-avea îndrăzneală. Și totuși a zis tinere, dă-mi și mie dacă vrei să-mi cumpăr o pâine, pentru că n-am ce să mănânc. Când a deschis palmele ei, erau bătătorite. Putea să fie mama mea. Și parcă am auzit o voce interioară, o voce de la Dumnezeu care mi-a spus, bagă mâna în buzunar și fă un bine. Pentru că în situații ca astea, suntem chemați ca să demonstrăm că iubim pe aproapele nostru. Amin? Doamne ajută-ne! Nimănui nu i-a părut de noi. Nu i-a părut rău de noi. Poate că oamenii au râs de noi și au bătut joc de noi, dar într-o bună zi a trecut în dreptul meu și în dreptul tău adevăratul samaritean, Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, a întins mâna lui plină de dragoste, ne-a scos din groapa pe irii, ne-a pus picioarele pe stâncă și în gură o cântare nouă de laudă și putem să spunem în seara asta, lăudat să fie Domnul Domnilor. Ceea ce ne cere, îl spune în seara asta, dacă mă iubiți pe mine, demonstrați iubind aproapele. Sunt atâția orfani, sunt atâția văduve, sunt atâția oameni aflați la disperare. Fă ceva pentru ei. Pentru că ceea ce facem pentru Dumnezeu ne întâlnim dincolo. Amin? În una din bisericile unde slujesc, aveam o soră, sora Adela Maxim. Parcă acum o văd. Trăia într-o căsuță mică, o căsuță de chirpici, cum era la noi, în vremea aia, cu două cămeruțe mici și un hol. Avea o pensie mică de CAP-ul, de 3 milioane jumătate. Erau luni de zile când până seara termina toată pensia. Bine, nu împrăștia iurea. Dacă n-a vrea că cineva trebuie să meargă la operație la Cluj-Napoca, se ducea seara la el și spunea, ia 1 milion sau 1,5 milioane bani ăștia o să-ți trebuiască la spital. Când știa că cineva n-are lemne și-i frig afară, sunt minus 25 de grade, mergea și dădea pentru lemne. Mă întrebam oare cum trăia câte o lună de zile când într-o singură zi și termina toată pensia. Femeia asta, sora asta, a trecut la cele veșnice, dar am toată convingerea că dincolo are o comoară imensă. Pentru că toată viața ei a iubit aproapele. Doamne, ajută-ne și pe noi să iubim întotdeauna aproapele. Amin? Și apoi, ultimul gând pe care l-am pe inimă în seara asta... Ce să iubim ca să putem să moștenim viața veșnică? Să iubim întoarcerea samariteanului. Amin? Știți că samariteanul din pilda asta a făcut o promisiune? I-a zis hangiului, uite, îți dau ăștia 2 lei, te ocup de el, faci tot ce trebuie și când mă întorc, va fi o zi când eu mă întorc, am să-ți plătesc până la ultimul leu, adică toată cheltuiala, tot ce ai cheltuit cu el, îngrijindu-l, eu îți plătesc că mă întorc la întoarcerea mea, am să-ți dau totul. Știți că Domnul Iisus a promis că într-o bună zi se va întoarce să ne ia și pe noi, să ne ducă în cer? Asta e nădejdea pe care o portă în inimă. Le-a vorbit ucenicilor Ioan, capitolul 14, și ucenicii erau frământați, erau tulburați, înțeleg perfect, cum să nu înțelegi? Când Domnul Iisus pentru ei făcea absolut totul. De multe ori îi proteja, le dădea de mâncare, nu-i durea capul de nimic. Și-o zis, eu trebuie să mă duc, dar să nu vi se tulbure inima, ucenici. Aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu. Eu mă duc în cer, pentru că cerul este un loc real. Mă duc să vă pregătesc un loc. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar vă fac o promisiune, dragii mei, a zis Domnul. Când am să termin totul, când totul va fi gata, totul,
am să mă întorc după voi ca să vă iau și să vă duc acolo unde sunt eu, într-un loc departe de necazuri, de lacrimi, de boli, de nenorociri, într-un loc perfect, într-un loc desăvârșit. Și asta e patria cerească. Vi-e dor de locul acela? Mie mi-e dor. Știți că Iisus Hristos întotdeauna își împlinește făgăduințele? Dacă oamenii ne promit multe, mai ales în campanii, și nu împlinesc nici 10%, ne mint tot din 4 în 4 ani. Spunea psalmistul în psalmul 138, versetul 2, cu partea B a acestui verset, căci ți s-a mărit faima, Dumnezeule, prin împlinirea făgăduințelor tale. Ce promite Dumnezeu împlinește. Aleluia, Domnul Iisus. Trăiască împăratul împăraților. Simt așa prin tot ce se întâmplă, toate evenimentele astea mondiale, că nu mai este mult. Și cel ce vine va veni, Maranata, Domnul nostru, vine. Vede dor de ziua aia? Știți, mie îmi plac toate anotimpurile. Place foarte mult primăvara, pentru că primăvara te trezește la viață. Totul e verde, flori deschise, iarbă verde, te îmbie ca să trăiești și să guși viața din plin. Este un anotimp splendid. Și vara are frumusețea ei, deși uneori sunt călduri toride. Lasă fie cald, să se coacă grâu, să avem pâine. Îmi place și toamna, pentru că toamna e momentul când strângem roadele. E un anotimp superb, când frunzele îngălbenesc, încep ca să cadă așa, purtate de curenți, de aer. Și asta ne vorbește, pentru că și viața noastră la fel de trecătoare, precum o frunză. Dar îmi place și iarna. Știți că îmi place iarna? În momentele acelea când ninge așa liniștit cu fulgi mari, uriași. Și când mă uit afară și se așează așa liniștit fulgii și totul devine alb, totul devine pur, într-o lume murdară, totul este alb, imaculat. Va fi o zi unică, când o să ningă de jos în sus, credeți? Ascultați-mă bine ce vă spun în seara asta. Dacă până acum, de când e lumea asta, o nins de sus în jos, un fenomen normal. Biblia vorbește despre ziua asta unicat, când va ninge de jos în sus. Pavel spunea: nu voim, fraților, să fiți în necunoștință de cei care au dormit în Domnul. Pentru că când va veni pe nor de slavă Iisus Hristos, cei care au adormit în El vor fi primii la sunetul de trâmbiță, la strigătul de arhanghel, care vor ieși din morminte afară și se vor ridica în sus ca să întâmpine pe Domnul în văzduh. Și apoi noi, cei care vom fi în viață, știți cum vom fi îmbrăcați atunci? Cum? În alb. Cămășile astea nu sunt albe, nu suficient de albe. Va fi un alb imaculat, un alb pur. Va fi o ninsoare unică cum n-a mai fost. Și ar vrea ca de la Mercurea Sibiului să fie cât mai mulți fulgi, să ningă cât mai tare. De la Tofle, de la Suceava, din toată lumea asta, să ningă de jos în sus și să-L întâmpinăm pe samaritean. Pentru că vine Domnul Iisus Hristos, aleluia, slăvit să fie numele Lui. Învățătorule, ce să facem ca să moștenim viața veșnică? A fost o întrebare. Iubiți, iubiți cu adevărat, ce să iubim, Doamne? Iubiți Evanghelia, e cea mai importantă carte. Dacă toate cărțile lumii acestea ne învață cum să trăim, Biblia ne învață cum să murim, cum să ne pregătim pentru cer. Iubiți-L pe Domnul, nu cu gura, nu cu vorba, iubiți-L cu fapta, cu viața, cu adevărul. Iubiți aproapele vostru și iubiți ziua aceea când pe nor de slavă va veni Iisus Hristos. Dacă aici pe acest platou sunt persoane care vor să aibă parte de momentul acela, să zboare către cer îmbrăcat în haine albe, să facă parte din ninsoarea asta unică, dacă sunt prieteni care din seara asta vreți să porniți pe drumul acesta al pocăinței cu Iisus de mână, ridicați o mână sus ca să vedem, să facem o rugăciune. Este cineva în locul acesta dintre prieteni? Dumnezeu să vă binecuvinteze, Domnule, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva în seara asta, mai este cineva?
Nu vă rușinați, pentru că e un moment, e o clipă de cercetare, un moment în care Dumnezeu lucrează. Vrem să facem această rugăciune și pentru localitatea dumneavoastră și pentru țara noastră. Este cineva care vrea să-L primească pe Iisus și să călătorească cu regele regilor din seara asta, să aibă parte de răpire și să ajungă în cer. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mai este cineva? Dumnezeu să vă binecuvinteze acolo în spate. Mai întreb, pentru că nu ne grăbim, simt că e o presiune, simt că e o luptă teribilă, că diavolul n-ar vrea să piardă teren, să vă smulgeți din brațul lui, încearcă să vă țină, să trăiți aceeași viață oribilă ca până în seara asta. Hristos vrea să vă dea o viață nouă. Mai este cineva? Dacă mai este cineva, ridicați o mână sus, pentru că vrem să ne rugăm pentru dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Yeah, I'm a